Clipe de groază pentru câțiva locuitori din sectorul Ciocana. Un câine de rasă Rottweiler fără stăpân a pătruns pe un teren de joacă și s-a nepustit asupra locatarilor. Două persoane, una fiind minoră, au fost mușcate de patruped. Incidentul s-a produs în seara de 12 iunie la ora 19:15 pe strada Voluntarilor. Speriați, locatarii din preajmă au sunat la 112. De la balcoane, martorii au filmat momentul în care polițiștii reușise deja să prindă câinele și să-l încarce în automobilul lor înainte ca acesta să facă și alte victime. Polițiștii au stabilit că patrupedul a mușcat două persoane, dar și un alt câine, care îi aparține unui bărbat de 30 de ani. Mai exact, Rottweilerul a mușcat un bărbat de 30 de ani de mână, iar pe un minor de 17 ani de picior. Ambele victime au primit ajutorul medical calificat. După ce a fost prins, câinele a fost predat șefului adăpostului de animale. În data de 14 iunie, poliția a anunțat că proprietara patrupedului a fost găsită. Este vorba despre o femeie în vârstă de 50 de ani. Aceasta le-ar fi comunicat polițiștilor că are casă la sol și nu ar fi observat când patrupedul ei s-a dezlegat și a sărit gardul. Femeia a prezentat și actele care ar demonstra că animalul îi aparține. Acum aceasta riscă să fie sancționată pentru încălcarea regulilor de întreținere a câinelui. De asemenea, se așteaptă și rezultatele expertizelor pentru a stabili gravitatea leziunilor suferite de cele două victime.